Slăvit să fie Domnul pentru purtarea Lui de grijă, pentru harul Său, pentru bunătatea Lui, pentru mila și îndurarea care și-a arătat-o pentru viețile noastre. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să cântăm spre slava Domnului câteva cântări. Mi-e dor, mi-e dor de casa mea, să ajung acolo eu aș vrea. Mi-e dor de casa mea, să ajung acolo eu aș vrea. Mi-e dor, mi-e dor de tatăl meu, aș vrea să-l văd pe fiul său. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Aș vrea, aș vrea să ajung de grab, să mă aplec la piept să-i cad, să-i spun atunci că am biruit, să-i mulțumesc că m-a iubit. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Să plec, să plec de aici de jos, să ajung în țara lui Hristos. Eu aici am suspinat, acolo voi fi mângâiat. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Dar eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Mai ai puțin, mai ai puțin, și după tine eu vin. Mai rapdă până s-a împlinit cuvântul sfânt din prorocii. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Dar eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Nu sunt, nu sunt de pe pământ, eu sunt din oastea celui sfânt. Am ochii ațintiți spre cer și de necazuri nu mă tem. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Dar eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt, eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Nu te îndoi, ci crede. Și mai strălucitor
dar nimic și de cap. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce sfârșește, ci uită-te la cer. Nu te uita, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce sfârșește, ci uită-te la cer. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot lucrează Dumnezeul puternic Sabaot. Căci niciun păr nu scade ca nicio clipă, că nu-i nicio încercare decât prin voia Lui. Că niciun păr nu scade ca nicio clipă, că nu-i nicio primul verset din Psalmul 67 și aș vrea să-l citim împreună. Este un psalm extraordinar, dar primul verset este minunat. Este o rugăciune, binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Haideți să-l citim împreună. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Mai departe, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Amin. Sunteți de acord la lucrul acesta? Să se cunoască calea lui Dumnezeu printre neamuri mântuirea Lui. Doamne, mai mântuiește și astăzi. Amin. Haideți să cerem binecuvântare peste serviciul acesta. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru ziua aceasta de har, pregătită pentru fiecare dintre noi. Mulțumim pentru cuvântul Tău care ne stă deschis înainte și astăzi și dorim, Doamne, să ne vorbești prin cuvântul Tău într-un mod minunat. Cercetează viețile noastre. În aceste timpuri, ajută-ne să răscumpărăm vremea, căci timpul este aproape și venirea Ta este gata să se întâmple. Mai mântuiește și astăzi, Dumnezeule. Mai descoperă-te și astăzi prin cuvântul Tău celor care nu Te cunosc. Mai cheamă din pierzare, mai cheamă din întuneric. Ajută-ne să fim lumii, torțe vii în această lume. Sare și lumină așa cum vrei să ne fii, cum vrem să fim. Doamne, Te rugăm frumos, ia aminte la rugăciunile noastre în această zi, rugăciunile care se vor înălța aici sau în oricare alt loc, Doamne, în care se cheamă numele Tău și chiar și din cămăruțele fraților noștri. Te rugăm, Dumnezeu, le ascultă rugăciunile noastre după sfântă voia Ta. Facă-se voia Ta în viețile noastre. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, Te rugăm. Amin. Aș vrea să citesc două versete din Exod. Capitolul 2, poate un text mai neobișnuit, Exod capitolul 2, versetele 21 și 22. Cuvântul Domnului spune, Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, este vorba de preotul din Madian,
care a dat de nevastă pe fiica sa, Sefora. Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gershom. În paranteză scrie, sunt străin aici. Căci, a zis el, locuiesc ca străin, într-o țară străină. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău. Amin. Haideți, ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul printr-o cântare. Pace de plină în Iisus găsim, în al Său sânge când ne curățim. Pace de plină în Iisus găsim, în al Său sânge ne-ncurățim. Pace de plină, chiar și în dureri, credința în Iisus stă lângă El. Pace de plină, noi în Iisus găsim. La pieptul Domnului. Amin. Am găsit-o. Slavă Lui. Frați și surori, nici nu s-a gătat bine pandemia, nici nu s-au făcut anunțurile mari cu privire la libertatea, să zic așa, de a sta mai aproape unii de alții, de a nu purta anumite lucruri pe față, așa mai departe. Nici s-a gătat lucrul acesta bine. Și veștile de războaie s-au auzit și trâmbițele de războaie au sunat. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar le spuneam colegilor mei de la lucru într-o dimineață când m-am sculat și mi-am dat seama că oamenii și-au pierdut deja casele, familiile, joburile. Sunt oameni care deja pleacă din Ucraina cu sutele de mii. M-am simțit binecuvântat de Domnul și am zis, Doamne, sunt în harul Tău, sunt în mila Ta, în îndurarea Ta, pentru că într-un timp ca acesta în care
mulți aleargă să-și găsească cel puțin un adăpost deasupra capului, să aibă un pahar de apă și o lingură de mâncare, o farfurie de mâncare. Noi suntem aici binecuvântați, frați și surori. Vedeți lucrul acesta? V-ați trezit și ați spus, Doamne, slavă Ție, glorie Ție, onoare numelui Tău, pentru că încă ai milă și îndurare față de noi. Am simțit bunătatea Lui, am simțit mila Lui și este minunat să simțim așa, dar sunt, frați și surori, în nevoi, ucrainieni, ruși, așa mai departe, știți că au fost rușii cu miile închiși, ucrainienii împușcați, așa mai departe. Și nu știm unde va duce lucrul acesta. M-am gândit, nu știu câți dintre dumneavoastră jucați șah, dar m-am imaginat că pe tabla aceasta a lumii, a pământului, este o tablă mare de șah. Și sunt mutări de pioni, sunt mutări de regi, de regine, de nebuni, de cai. Așa mi-am imaginat eu ce se întâmplă acum, ca un mare joc de șah. Îmi place, mi-a plăcut întotdeauna șahul și copiii mei toată se joacă șah. Și mi-a adus aminte că s-au mutat niște pioni, s-au făcut niște mișcări și este un șah dat cuiva. Și lăsând la o parte, să zicem, gândurile politicienilor, lăsând la o parte gândurile de câștig economic sau alt lucru. Am aflat, fiind în industria de metale, am aflat săptămâna aceasta că cel mai mare zăcământ, cea mai mare resursă de nichel, prețul nichelului a crescut de N ori, extraordinar, în câteva zile, este în Ucraina. N-am știut lucrul acesta și nici nu m-ar interesa în mod deosebit, dar vreau să vă spun, frați și sori, pe această tablă mare a pământului globală de șah s-au făcut mutări. Nu știm în ce parte și cum, și este acesta șahmatul, este finalul. Nu știm și nici nu vrem să facem presupoziții de genul acesta, dar vreau să chem biserica la rugăciune. Este cel mai important lucru ca noi să sprijinim acești oameni în rugăciune. Amin? Mi-a rămas în imagine, totuși, gândul pe care l-am în această dimineață. A venit de la președintele ucrainienilor, acest om de 44 de ani, care a stat înaintea televizoarelor și a spus, sunt aici. Nu știu dacă ați auzit. I-a transmis lui Putin și a spus, sunt aici. Americanii au spus, hai că te scoatem noi afară, să fii safe, sunt aici. Și m-am gândit, cine în cuvântul lui Dumnezeu a mai spus, sunt aici? Pentru că eu mă gândeam la viața mea, Doamne, și eu sunt aici. Dar iată că în cuvântul lui Dumnezeu mai sunt oameni și omul mare al lui Dumnezeu, Moise, a spus și el, sunt aici, dar a mai adăugat un cuvânt. Sunt străin aici. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar parcă mă simt tot mai străin în această lume. Valorile mele nu mai coincid cu valorile acestei lumi. Mă uit la conducătorii lumii, valorile pe care le am eu, nu se aliniază după aceste valori. Nu mai pot să cred ceea ce spun acești oameni, ci mă aliniez după cuvântul lui Dumnezeu și aștept și eu, așa cum Moise, marele Moise spunea și am încercat în mintea mea limitată să înțeleg, acest om mare Moise, educat la curtea faraonului, educat și cunoscător al științelor războiului, cunoscător al științelor construcțiilor, cele mai mari care se făceau atunci, cunoscător al culturii egiptene și așa mai departe, toate lucrurile care erau în Egipt acolo, ajunge acest om să fie și el exilat. Și el un nomad, așa cum poporul Israel de-a lungul timpului a fost și frați și surori, am luat-o pentru mine personal, și eu sunt nomad, și tu ești. Ai plecat din poate satul tău și te-ai mutat la oraș în România. Din România ai plecat din orașul tău și ai ajuns în America. Și Dumnezeu știe de aici unde vom mai pleca. Unii se gândesc să meargă înapoi în România sau în Moldova sau în alte state. Suntem nomazi, suntem și noi străini și călători în această lume. Dar iată acest Moise, exilat, pleacă din Egipt și ajunge la casa preotului din Madian, unde se căsătorește cu fiica acestuia, cu Sefora, și m-am gândit câtă tulburare interioară să aibă acest om, să fie avut acest om, că atunci când s-a născut băiatul lui să-i pună numele, sunt străin aici. Te-ai gândit vreodată, tu ți-ai pune numele la copilul tău, așa? Nu, noi am pune, Dumnezeul va binecuvânta, sau Dumnezeu este binecuvântarea lui, sau Dumnezeul va proteja, așa mi-aș pune eu numele la copil. Dar să-ți pui numele la copil, sunt străin aici. Era așa de mare tulburarea acestui om și probabil gândurile pe care le avea încât i-a pus acestui copil acest nume, dar spunea el, spune cuvântul Domnului, că ce a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Și m-am gândit, Moise, tu cumva te vaiți de faptul că ești în țara Madian și vrei să mergi înapoi în Egipt? Ce credeți? Asta era dorința lui? Vrea el să meargă înapoi în Egipt? Dar de ce? Acolo avea palatul.
Acolo avea educația cea mai bună. Acolo avea suportul cel mai bun. Credeți că i-a fost lui frică neapărat de faraon? S-ar putea. Și totuși, gândul pe care îl are acest om mare, și când spun om mare, am rămas uimit și aș vrea să vă aduc aminte și dumneavoastră, vreau să vă citesc câteva versete din Evrei. Știți că epistola către Evrei, în capitolul 11, dedică cel mai mult timp acestui om mare, Moise. Îi dă un timp foarte mare ca să eleveze, să aducă la suprafață credința acestui om. Spune în Evrei 11 la 24, prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Iată ce om, despre ce om vorbim. El socotea ocara lui Hristos. Hristos? În Geneza? Gândul acesta m-a copleșit. El socotea ocara lui Hristos ca o mare bogăție, mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. 27. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului. Da, nu s-a temut de faraon. Pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. 28. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie, ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Iată ce cuvinte mari spune Biblia despre acest om. Dar de unde credeți că a avut el acest sentiment al străinătății în Madian și nu doar pe pământ? De unde? De unde a avut acest sentiment care l-a măcinat, l-a tulburat așa de tare? Știți că toți patriarhii, Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu le-a spus că vor fi străini? Veți locui aici, dar veți fi străini. Am rămas uimit de gândul acesta. În Geneza 15:13 spune cuvântul Domnului: și Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Iată cuvântul Domnului profetic le spune acestor oameni că vor fi străini. Exod 6:4. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătorilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Pentru că ei credeau că atunci când vor ajunge în Canaan, în sfârșit, acela este raiul, acela este cerul. Nu de multe ori, frații mei, suntem și noi la fel. Băgăm mâinile tare în pământul acesta. Ne băgăm mâinile tare în tot ce avem. Ne uităm frigiderele spline, casele frumoase, aranjate. Avem tot, totul din plin. Serviciile merg bine. Și parcă ne-am hotărât să spunem în inima noastră, acesta este raiul pe pământ. Trăim raiul pe pământ. Și Domnul nu vrea. Domnul vrea să ne gândim că suntem străini și călători, străini într-o țară străină, așa cum a spus el. Geneza 26:3 spune aici: locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine, îi spune Domnul. Aici îi spune Domnul lui Isaac, ce frumos, locuiește ca străin în țara aceasta. Dumnezeu îi spune: eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținurile acestea ți le voi da ție, seminției tale, și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Ce frumos! În Evrei 11:8, mă întorc la acest capitol, spune: prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Și Avram a crezut că va atinge raiul, va atinge cerul, va atinge Canaanul, și totuși nu acela a fost Canaanul pentru el. Dar aș vrea ca să închei, pentru că timpul trece. Evrei 11:13, și vom citi mai multe versete, spune: în credință au murit toți aceștia. Care toți aceștia? Acești oameni mari ai credinței. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. 14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dragii mei, când a fost ultima oară când ne-am gândit că suntem străini și călători pe pământul acesta? Că suntem trecători, trecători ca iarba. Spune că vârsta cea mai, pentru cei mai puternici este de, cât? 80. Sunt câțiva care au atins vârsta aceasta, sunt câțiva care au ajuns la 70 și ăla e un lucru bun. Și totuși, frații mei, într-o zi va trebui să plecăm. Și nu știm care și cum, dar va trebui să plecăm. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de sujit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, dacă avea în vedere patria din care am ieșit, care? România.
Lugojul, Clujul, Sibiu. Nu, dacă am avea, spune-și cuvântul, dacă am fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Avem vreme să ne întoarcem, dacă asta ar fi patria noastră. Dar 16 spune, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Aleluia, frați și surori! Nu știu dacă simțiți bucuria aceasta, sunt foarte bucuros, pentru că locul pe care am într-o zi va arde, orice am într-o zi va arde, geabul pe care am știu că e trecător, temporar, și ăla se va duce, se vor duce toate, dar un singur lucru va sta în picioare, Hristos și patria care El mi-a pregătit-o, amin? Ți-a pregătit-o și ție? Ești sigur că mergi acolo? Haideți în această bucurie, dragii mei, gândindu-ne lucrul acesta mare, că suntem trecători, suntem străini în această lume, totuși, Nu suntem străini de cetatea cerească pe care El ne-a pregătit-o. Cuvântul ne spune, mă duc să vă pregătesc un loc. S-a dus și ne-a pregătit un loc. Evenimentul mare pe care biserica îl așteaptă este întoarcerea Domnului, răpirea ei. Credem în lucrul acesta, trăim lucrul acesta, se uită oamenii la noi, am fost cercetat de cântarea aceasta, săptămâna aceasta, o cântare, o chemare vine din întunecim. Știți cântarea aceasta? O să o cântăm mai târziu. Luminați, luminați, stigă suflete pierdute în adâncim. Dragii mei, sunt atâtea de multe suflete lângă noi care se pierd. Sunt măcinat de gândul acesta, sunt împovărat de gândul acesta. Prea mulți oameni cu care dau mâna, îmi dau seama că foarte ușor pot să vorbesc cu ei despre orice. Dacă aș vorbi despre patria cerească, nu face niciun sens pentru ei, pentru că nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Oare care este rolul meu în această lume? Care e rolul tău în această lume? Nu ne-a chemat El să luminăm? Nu ne-a chemat El să împărțim cuvântul adevărului? Ne-a chemat El să chemăm oameni la pocăință? Haideți, frați și surori, gândindu-ne la lucrul acesta, să facem cu bucurie lucrul acesta, să spunem oamenilor, hei, ai 50 de ani, ai 60 de ani, ai câți ani ai? Ai 15 ani. Nu uita că ești străin și călător, dar există o patrie care nu va trece niciodată. Bucurie și lacrimă nu va mai fi acolo. Ne vom bucura împreună cu Domnul pentru o veșnicie, vom sta la masă cu El. Este o bucurie extraordinară, trebuie să fim energizați de gândul acesta, energizați nu doar la laudă și închinare în casa Domnului, ci la evangelizare afară din cei patru pereți. Să mergem să spunem oamenilor despre Hristos, să chemăm pe oameni la pocăință, cu orice risc. Suntem gata să facem lucrul acesta? Frații noștri și surorile noastre din Ucraina, am văzut, sunt videouri, am primit videouri, sunt oameni care în aceste timpuri critice îl proclamă pe Iisus Hristos, proclamă Evanghelia Lui și oamenii se întorc la El, ce minunat! Mai se întorc oameni, mai ușa Harului este deschisă. Este deschisă și la Emanuel astăzi, este deschisă în orice loc unde se propovăduiește cuvântul și vă rog în numele Domnului Iisus, dacă n-ați încheiat legământ cu El, încheiați astăzi legământ cu El, întoarceți-vă la El și primiți-L ca Domn și Mântuitor în viața voastră. Amin. Haideți să ne ridicăm. Am un motiv de rugăciune personal, pe lângă lucrurile pe care vi le-am spus. Inițial m-am gândit să nu-l spun, dar vreau să-l spun. Am avut o experiență destul de interesantă la servici săptămâna aceasta. Am avut cineva, a venit la mine într-o zi, a intrat în birou, a închis ușa. Știu cine e persoana. Nu trebuia să aibă acces la unde stau eu. Așa e sistemul făcut acolo. Nu trebuia și nu putea să ajungă unde am eu birourile. Dar a ajuns. Și nu știu cum a ajuns. Dar a intrat, a venit în birou, a închis ușa, s-a pus pe scaun și a spus, am un cuvânt din partea Duhului Sfânt pentru tine. Ce poți să spui? M-a întrebat dacă fac parte dintr-o biserică și am spus da. Și mi-a spus așa, tu ești într-un pericol mare, mi-a arătat Duhul Sfânt că ești într-un pericol mare, dar dacă biserica din care faci parte se roagă pentru tine, Dumnezeu va da biruință. El mi-a spus că, nu știu despre ce e vorba, știu doar că am primit gândul acesta, am știut exact că e pentru tine, am venit să ți-l spun, ia-l cum vrei, fă ce vrei cu el,
mi-a spus, biserica mea deja se roagă pentru tine cu numele, dar a zice, dacă faci parte dintr-o biserică, biserica ta trebuie să roage pentru tine, biserica din care faci tu parte. Și mi-a spus, da, familia, și zis, da, și familia se poate ruga, dar nu familia, e vorba de biserică. Așa că mă gândeam să o spun la urmă, dar o spun acum în rugăciune pe care le înălțați. Nu știu despre ce e vorba, dar dacă venim înaintea Domnului și aducem rugăciunile noastre sincere, Dumnezeu va asculta. Și mă rog ca acest pericol de care omul acesta vorbea, nu știu despre ce e vorba, Dumnezeu după voia Lui să-l alunge din viața mea. Dar în toate să se facă voia Lui. Amin. Ajută-ne, Doamne, să nu ne punem inima în acest pământ, Doamne, ci să te cotăm pe Tine mai mult ca orice, Doamne. Amin. Să știm că suntem străini, Doamne, și că nu e asta veșnicia, veșnicia va fi cu Tine, de aceea. Amin. Ajută-ne să trăim frumos. Amin, Doamne. Să te cotăm pe Tine, Doamne, să te slujim pe Tine, Doamne, să se facem voia Ta în această viață, ca odată să putem să fim toți cu Tine în ceruri. În numele Domnului Iisus mă rog și Ți mulțumesc. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că Tu ești minunat. Mulțumim, Doamne, că în dragostea Ta, Doamne, ne-ai chemat să fim copii ai Tăi, Doamne. Slavă Ție. Doamne, venim la Tine ca la un tată, Doamne, și îți mulțumim frumos că Te-ai îngrijit de noi. Mulțumim, Doamne, bun. În mod special, Doamne Iisuse, pentru mântuirea care Tu ne-ai dat-o în dar. Glorie Ție. Pentru că ai pus credință în Tine, Doamne Iisuse, în inimile noastre, Doamne, noi Te slăbim pe Tine, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că suntem trecători aici, Doamne. Îți mulțumim pentru asta, Doamne, dar știm, Doamne, că patria noastră e acolo sus. Amin. Ajută-ne aici pe pământ să Te vorbim pe Tine la fiecare parte, Doamne. Amin. Te rog frumos, nu lăsa gura noastră să tacă și îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare ocazie, Doamne, să care ne-o dai, Doamne, să ca să vorbim despre Tine. Amin. Doamne, să-Ți mulțumim și pentru semnalele de alarmă, Doamne. Amin. Pentru cuvintele pe care Tu încă le trimiți prin oamenii Tăi, Doamne. Noi îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că vorbești. Da. Aducem pe Cosmin înaintea Ta, Doamne Iisuse. Doamne, ești singurul, ești Tatăl Lui și ești Tatăl nostru, Doamne. Te rugăm, ai grijă de noi, ca de copiii Tăi, Doamne. Aducem înaintea Ta, Doamne Iisuse, și războiul acesta, Doamne, și Doamne Iisuse, Tu acolo, sus în cer, Tu știi, Doamne Iisuse, totul, Doamne. Te rog frumos, pune capăt, Doamne Iisuse, nebuniei, Doamne. Pune capăt războiului. Pune capăt suferințelor, Doamne, vino, Doamne Iisuse, ca să putem merge împreună cu Tine, în numele Fiului Tău m-a rugat. Amin. Amin. Venim înaintea Ta, Tată bun, cu mulțumire că suntem în casa Ta. Mulțumim. Mulțumim că ne vorbești și de vreme și mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, Tată, că înainte de a Te primi pe Tine, ne făceam planuri pentru lumea aceasta. Ca și când Tu-i a noastră și noi aici o să trăim. Dar de când Te-am primit, Ne-ai schimbat mintea. Glorie Ție, Doamne, aleluia. Și Ne-ai dat o nădejde. Amin. Că vom fi cu Tine acolo sus. Amin. În patria noastră. Amin. Mulțumim că ne pregătești pentru ziua aceea. Mulțumim, da. Pe fiecare dintre noi și pe mulți alții încă. Mulțumim, da. Pentru situațiile care sunt în lumea aceasta. Noi nu știm, dar voia Ta se va face. Amin. Nimic din lumea aceasta nu se face, nu se întâmplă, nu. Se programează decât după voia Ta cea bună și sfântă.
mulțumim că Tu lucrezi și în această situație cu războiul acesta. Slavă Ție, Doamne! Mulțumim că ești cu oamenii care... Te rugăm, Doamne Iisus, îndură-te de fiecare. Să ne gândim să fim plecați de la locurile noastre, fără pat, fără mâncare, cu copiii după... Doamne, ai milă! Amin, Doamne, te rugăm, îndură-te! Doamne, mulțumim, cum a spus și Cosmin, pentru că noi avem o casă. Slavă Ție, Doamne, glorie Ție, îți mulțumesc pentru îndurare. Avem tot ceea ce ne trebuie, de aceea fi slăvit. Amin, amin. Și de toate pericolele din lume. Te rugăm, Doamne Iisus, ai milă. Te rugăm, Doamne, să ne dai pacea care întrece orice. Amin, amin. Acum când toată lumea e frământată, ce să mai spunem, întreaga lume e frământată, nu numai într-o parte, în toate părțile, de aceea ne predăm Ție. Amin, amin. Acaselor noastre. Da, Doamne Iisus. Și te rugăm pe Tine să lucrezi de săvârșirea. Amin. Și să faci gata. Amin. Și ziua când vei veni, când amin, spunem, în toată ziua Te chemăm. Aleluia. În toată ziua spunem, vino, Doamne Iisus. Aleluia. Dar Tu știi când e timpul potrivit, când ultimul dintre neamuri va intra în împărăția Ta. Tu vei închide ușa. Ajută-ne până atunci să Te putem mărturisi. Amin. Să Te putem mărturisi, că ajută-ne. Te mărturisim. Eu vorbesc de mine. Mai mult mă rog decât aș putea spune la alții despre Tine, despre mântuirea Ta. Ai milă, Doamne. Amin, Doamne. Și Te rugăm acum și pentru situația lui Cosmin de la Serbia. Ai milă, Doamne. Tu știi totul. Tu poți opri totul, Tu poți lăsa să se declanșeze. Dar Te rugăm pe Tine, pune-ți mâna Ta. Aleluia. Ocrotește-la. Aleluia. Acolo unde este și ajută-l să fie sare. Aleluia. Și lumină. Amin. La locul unde L-ai așezat. Și îți mulțumim pentru familiile noastre că lucrezi de sărăcirea. Mulțumim, în fiecare dintre ei, că Te rugăm în fiecare zi. Amin. Pentru fiecare dintre ei să-i faci gata. Îi dorim acolo, în patria cerească, unde Te-ai dus să ne pregătești un loc de 2000 de ani. Glorie Ție! Un loc minunat e acela. Să merite să trăim aici pentru slava Ta, amin, pentru onoarea Ta, amin, și amin, pentru înălțarea numelui Tău. Amin! Aleluia! Mulțumim că o faci, că Te rugăm, Tatăl, în numele Domnului Iisus. Amin! Amin! Amin. Glorie Ție! Amin. Amin. Mulțumim. Amin. Mulțumim. Da. Mulțumim. Amin. Doamne Iisuse, mulțumim că ai luat o zi frumoasă astăzi. Mulțumim că Tu ne-ai ajutat să ne scolăm din pat, să ne venim aici. Te rog să fii cu oamenii din Ukraine. Amin. Să părțești pe băgații care au mers la război. Amin. Să fii cu familia care au plecat. Să pui mâna Ta peste ei. Amin. Să oprești pe Rusia. Amin. Să ajuți pe ei. Te rog să fii cu mâna Ta. Amin. Să ne păzești. Te rugăm, Doamne. Te rog, dacă vine, tot să părăgeite ca să mă lasă. Amin. Te rog să fii cu cei care sunt mai din vârstă din biserică. Amin. 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 Să ne păzești în numele Domnului Iisus, măcar. Amin. Amin. Doamne Iisuse, nu vreau să fie cu noi tot anul. Amin. Să nu avem la paseta cu Tine. Slavă-ți. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Da, Doamne, te rog. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, că până aici ne-ai ajutat. Slavă ție. Ne credințăm și pe mai departe. Slavă ție. Nu lăsa poveri prea mari pentru noi. Amin. Da. Poveri care nu putem să ne ducem. Ajută-ne. Luminează-ne. Amin. Întărește-ne credință. Lasă pacea ta în inimile. Te rugăm, Doamne. Nu suntem într-un război fizic, dar într-o luptă permanentă suntem, Doamne, și Tu știi asta. Că cel rău vechează, răcnește și caută pe care dintre noi să-L închidă. Ar vrea să fim ca și El, dar noi nu vrem să fim. Amin. Noi vrem să fim ca Tine. Amin. Pentru asta suntem într-un război permanent. Cerem puterea Dumnezeu. Amin. Amin. Ca să putem birui orice ispită cu care ne confruntăm. Amin. Și să facem lucrarea Ta. Amin. Nu vom putea mătui și despre Tine dacă Duhul Tău cel Sfânt nu locuiește din belșug în noi. Ce cuvinte să spunem dacă gura noastră și sufletul nostru nu clocotește de cuvântul. Amin. De aceea te rugăm. Ajută-ne să iubim cuvântul. Amin. Să strângem în inima noastră în fiecare zi. Amin. Să nu mai păcătuim împotriva Ta. Amin. Ce din potrivă, să fim în stare să dăm sfaturi altora. Amin. Cuvântul învățat de Tine, Doamne. Din toată inima te rog, ajută-ne pe fiecare la acest fapt. Amin. Să nu stăm leneși și neroditori. Amin. Așa, învățați de Tine, să spunem și altora. Și apoi este treaba Ta cum îi chem de oameni. Doamne Iisuse, te rog, păzește familiile noastre. Amin. Te rugăm, Doamne, îndură-te. Ai milă. Păzește copiii noștri de orice lucru. Amin. Eu știu că diavolul răcnește și ar vrea să înghită pe copiii tăi, dar eu te rog, închide-i Tu gura. Amin. Tu l-ai biluit la cruce, Doamne. Nu lăsa să pună mâna lui blestemată peste copiii tăi. Ai milă, Doamne. Te rog, din toată inima, nimicește planurile de ce. Amin. Aici, în Ucraina, unde mor oameni nevinovați, oameni care își vedeau de viața lor normală. Și a bulversat din amicu, Doamne, fie-ți milă. Te rugăm, ridică, Doamne. Ridică Tu răul acesta din țara. Amin. Tu vezi ce se întâmplă, ne doare, Doamne, nu putem ajuta pe toată lumea, dar Tu poți, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și al Tău este pământul cu tot ce este pe El. Ajută Tu, pune capăt răutății. Amin. Știu că va veni o zi când nu va mai fi nimic rău pe pământ, că Tu bunătatea bunătăților vei domni. Amin. Dar până atunci, Doamne, ia-ne sub ocrotirea Ta. Amin. Pe mari și mici, tineri și bătrâni, că toți depindem de Tine, Doamne, cu fiecare suflare. Ia-ne sub ocrotirea Ta, ocrotirea arilor Tale. Și ajută-ne, Doamne, te rog, ai milă de copii. Amin. Doamne, nu mai lăsa o povară. Te rog din tot sufletul să nu gândui niciun rău asupra Lui. Umplează la viața Lui sfințenia Ta. O cotire a regilor Tăi peste tot și peste tot frații scumpi și surorile care merg zilnic la servici, știi că strig înaintea Ta, apără-i, Doamne, apără-i răi de oamenii răi, de accidente, de nenorociri, apără-i, Doamne, amin. Te rugăm pentru oamenii nemântuiți și din suburbia aceasta, Doamne, îndeamnă-i Tu să caute fața Ta. Amin. Noi suntem gata să facem ce ne trimiți Tu, Doamne, dar unde să ieșim în stradă? Ce să facem, Doamne? Ne doare pentru că vecinii noștri sunt nemântuiți. Învață-ne, Doamne, ne deschide o ușă, o ușă și aici în suburbia aceasta, amin, ca oamenii te rugăm, Doamne. Mântuiește și pe cei din familiile, părinții. Amin, Doamne, lucrează-mă Tu. Mai aceia care sunt mântuiți rău, Doamne, Tu îi știi și cunoști. Dezleagă ranchii. Amin. Și întoarce pe oameni la Tine. Mântuiește copilașii aceștia. Amin, Doamne, te rugăm. Mântuiește-i, Doamne, salvează-i. Și-ți mulțumim că ne-ai purtat de grijă în toate. Că-și te rugăm în numele și meritele Domnului Iisus.
Amin. Mulțumim. Mulțumim. Amin. Amin. Te rugăm în Dumnezeu. Amin. Îndură-te. Amin. Te rugăm, Iisus. Te rugăm, Doamne Iisus. Mulțumim. Să trăim, Doamne, și să ne apropiem din toată inima de Tine. Amin. Să ne dai înțelepciune să înțelegem, Doamne, viața aceasta de taunabur. Ce e mai important, Doamne, să fim gata să ne trăim. Amin. Să te dorim patria cerească, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm, te rugăm. Amin. Amin. Slavă ți. Amin. Slavă-ți. Amin. Slavă-ți. Mulțumim. Glorie-ți. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa Ta dimineața asta și îți mulțumim că ești Domnul nostru și Mântuitorul nostru și îți mulțumim pentru mâna Ta care ții peste noi. Mulțumim. Îți mulțumim că vedem cum lucrezi în viețele noastre. Aleluia. Zi de zi. Îți mulțumesc în ziua asta pentru Tatăl meu, te rog să ajut să binecuvântezi pe El, amin, să ajut să păzești pe El și amin, să ajut să dai viață lungă Lui și să dai ajutor în orice problemă. Te rog să ajut să căutăm pe Tine din toată inima, amin, și să apropiem de Tine mai mult prin cuvântul Tău. În Domnul Iisus m-am rugat. Amin. 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 La umbra repilor tare de fiecare dată, Doamne Iisuse, când am venit, am găsit acolo adăpost, am găsit liniște, pace pentru inimile noastre. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că de fiecare dată când am apelat la Tine, Tu nu Te-ai depărtat de noi, ci ne-ai ascultat strigătele noastre, ne-ai ascultat durerile noastre, ne-ai văzut lacrimile noastre din cămăruță, ne-ai auzit inclusiv șoaptele noastre pe care nu le puteam spune. Doamne Iisuse, atunci când ne simțim străini pe acest pământ, când avem această stare în inima noastră, când nu aparținem acestui pământ,
Îți mulțumim așa de mult, Doamne, pentru promisiunea Ta și pentru cuvântul Tău care ne l-ai repetat din nou în această dimineață, că totuși avem un loc unde putem să ne simțim ca acasă. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru încercările prin care ne treci. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu îngădui încercări prin viețile noastre, dar din nou rămâne în inima noastră promisiunea Ta, că Tu nu îngădui mai mult decât noi putem purta. Tu ne tăruiești, Doamne Iisuse, aceste încercări și Tu mergi prin mijlocul încercărilor cu noi, prin Valea Umbrei Morții. Ne dai atâta cât noi putem să purtăm, ca să putem răbda. Doamne Iisuse, însă în această dimineață, împreună cu biserica, frați și surori, mici și mari, venim, Doamne Iisuse, și stăm în spărtură pentru fratele Cosmin. Amen. Doamne Iisuse, nu știu viitorul și îți mulțumim pentru aceasta, dar, Doamne Iisuse, prin Duhul Tău cel Sfânt, prin cuvânt sau prin alți oameni, Doamne Iisuse, face o deschizătură ca să ne preîntâmpe despre ceea ce s-ar putea întâmpla. Doamne Iisuse, te rugăm ca Tu să protejezi pe fratele Cosmin și familia lui. Încojoare Tu cu tăbărășe Tu în jurul familiei lor, cu îngerii Tăi și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu vei proteja, nu doar pentru familia fratelui Cosmin, mă rog, ci pentru fiecare familie. Amin. Și nu doar din Biserica Emanuel, ci de pe întreaga lume, Doamne Iisuse. Atâția s-au rugat pentru această situație dintre Ucraina și Rusia. S-au rugat în medica noastră, ne adormăm aici la biserică, oameni din Europa, chiar din Ucraina sau din Rusia. Doamne Iisuse, atâtea rugăciuni în această duminică s-au înălțat la tronul Tău de slavă. Doamne, Tu știi în adâncul inimii mele că Tu ai auzit aceste rugăciuni. Nimic n-a împiedicat aceste rugăciuni ca să ajungă la tronul Tău de slavă, ca să poate, să poată fi ascultate. Doamne, adu Tu un răspuns după voia Ta. Doamne, dacă trebuie să trecem prin această încercare ca oameni mai mulți să se întoarcă cu fața spre Tine, Doamne, fie așa. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu lucrezi în special în aceste momente la inimile oamenilor și Tu aduci o trezire spirituală. De atâta timp ne rugăm pentru trezire spirituală, Doamne Iisuse, oare trebuie să trecem prin această încercare ca oamenii să se trezească? Posibil, dar îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi la inimile lor, dar și la inimile noastre. Amin. De săvârșire, pregătești pentru întâlnirea cu Tine. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ne dai acest cer albastru deasupra capetelor noastre și ne dorești pace în jurul nostru, pe acest continent, în America. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru pacea și oportunitatea de a veni din nou la casa Ta, de a ne închina împreună cu fratele. Doamne, avem la dispoziție cuvântul Tău și atunci când ne vom deschide în această dimineață, la fel cum a fost la ora de rugăciune, Doamne, Te rugăm, vorbește Tu inimilor noastre. Răspunde Tu întrebărilor noastre prin cuvântul din această dimineață. Amin. Tămăduiește Tu inimi și ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne proștenem cu smerenie și umilință la tronul Tău de slavă. Te rugăm, lucrează Tu și îți mulțumim că Tu vei folosi această zi ca să schimbi inimile noastre mai mult după chipul Fiului Tău și îți mulțumesc pentru lucrarea care Tu vei face în inimile noastre și în această dimineață în biserica Ta. Amin. Amin. Îmi să ocupați locurile, frate și surori. Binecuvântat să fie Domnul nostru, Iisus Hristos, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Îi mulțumim Lui pentru harul acesta minunat de a fi în casa Lui de rugăciune, în casa Domnului nostru și îi mulțumim pentru Lui pentru îndemnul din această dimineață. Stăteam și mă gândeam când eram acolo jos. Da, Moise a îndrăznit să îl numească pe fiul său cu numele realității pe care Moise o trăia. Oare cine ar face acest lucru? Cine și-ar numi astăzi un copil cu realitatea din inima lui? Noi nu trăim totdeauna realități frumoase, nu totdeauna trăim sărbători în viața noastră, ci trecem și prin Valea Umbrei Morții. Cine și-ar pune oare atunci numele cu realitatea care se întâmplă în inima lui? Și Moise exact acest lucru face. Este străin într-o țară străină și îi spune, Chișom, exact acest lucru va fi asupra ta și de fiecare dată când te voi chema cu acest nume, îmi voi aduce aminte despre realitatea mea, că sunt străin. Îi mulțumim Domnului că avem acest loc de adăpost și mulțumim pentru promisiunea Lui că este deja un loc pregătit acolo sus în cer, unde nu ne vom mai simți ca și străini, ci de adevăr vom spune, aici este casa mea, aici mă simt acasă. Amin. Și mulțumim Domnului că ne așteaptă acolo. Aici îngăduie încercări, aici îngăduie întristări, aici îngăduie lacrimi, dar știm că într-o zi acea lacrimă va fi ștearsă de însuși
mâna lui Dumnezeu, glorie lui. Haideți acum să lăudăm pe Domnul nostru cu cântări de laudă, apoi copiii vor lăuda numele Domnului și după copiii orchestra va lăuda numele Domnului. O chemare vine din întunecim, luminați, luminați.
Cel mai alte cuvinte are cântarea asta. El din cer ne mai deschide. Marta, Margherita, slavă Domnului, ți-ai promisiune minunată. Aș vrea să am câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Mai des, vreau să vă spun că mă bucur să fiu din nou cu voi în această duminică. După cum am spus, preluăm serviciile duminicale obișnuite. Sunt la ora 10 dimineața, la ora 5 după masă. De seară ne vom întâlni aici, acasă, Domnului, la ora 5. Sora Maria face cu semnul că nu aude. Trebuie să vorbesc mai tare. Copiii se întâlnesc vineri aici la repetiție, la ora 6, repetiția orchestrei și a copiilor. Prin harul Domnului, iată, ne-a ajuns și în ultima lună din iarnă. Suntem în ultima duminică din luna februarie. Duminica viitoare va fi prima duminică din primăvară. După obiceiul bisericii, în prima duminică din lună, stăm împreună la masa Domnului, mărturisind din nou prin ceea ce vom face, moartea și învierea sa. Aș vrea la fel să aduc aminte un anunț. Veți auzi multe anunțuri sau veți primi anunțuri poate de la rude sau prieteni care le aveți în Rusia sau în Ucraina, oameni care au nevoie de ajutoare. Împărtășiți aceste mesaje și cu Biserica Domnului să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Și duminica aceasta avem pe un frate din Cernăuți care are un centru biblic și l-a deschis ușile acelui centru biblic pentru a primi pe cât mai mulți refugiați. Este fratele Ion Gireada. Avem numărul lui de contact și vom ajuta acest frate și nevoile de primus, prin resurse de primus. Dumnezeu să binecuvânteze pe el și inimile noastre ca să ne putem deschide în fața acestei nevoi. Mi-a scris fratele meu că două zile în urmă în Moldova deja intraseră peste 1000 și ceva de familii în Moldova. Până astăzi cred că s-a triplat sau chiar mai mult numărul de refugiați din Ucraina. Dumnezeu să se îndure de ei și mă rog, cei care vor lua, cei care vor adăposti, Dumnezeu să toarne binecuvântarea asupra lor ca să-și poată întreține și familia lor și pe cei care sunt refugiați în România, la fel știu, în Polonia s-au dus foarte mulți, în Moldova. Dumnezeu să se îndure și de Ucraina, dar și de Rusia. Amin. Nu toți cei din Rusia sunt de acord cu ceea ce se întâmplă între Ucraina și Rusia. În Rusia sunt oameni născuți din nou foarte mulți. Sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Ei n-au nicio vină cu ceea ce se întâmplă. La fel cum și unii oameni din Ucraina care mor, n-au nicio vină cu ceea ce se întâmplă între ei. Mă rog ca Dumnezeu să liniștească acest război, să nu răsfrângă și asupra celor din care venim noi. Să aducă pace. Veneam vineri, m-am întors de la biserică și mergeam de la garaj spre casă și am ridicat ochii și am văzut cerul cu luna liniștit. Poate auzeai o mașină, două care mergeau, avioane care aterizau pe aeroport și spun, wow, de atâtea ori am luat acest lucru ca pe un lucru de apucat. Și acum avem acces tot să vedem ce se întâmplă acolo. Cerul nu e liniștit, cerul nu e albastru, cerul nu e sănin, cerul e negru cu fum. Ziua, iar noaptea este roșu, galben de exploziile care se întâmplă. Îmi spunea sora mea că inclusiv în Moldova se auzeau explozii. S-au trezit într-o dimineață cu explozele și bubuiturile care se auzeau lângă casa lor, chiar dacă Transnistria e la o depărtare bunicică de casa noastră. De ce? E frică, e teamă, te ia prin surpriză aceste lucruri și noi suntem la distanțe mari și putem să ne relaționăm cu ei prin scurte video pe care le primim, ei sunt acolo, de ce ne rugăm ca Dumnezeu să îi întărească pe ei, în special în credință. Și să nu dea înapoi, Dumnezeu știe la aceasta. Amin. Aș vrea la fel să ne rugăm. De fiecare dată aduc aminte acest anunț pentru această țară, pentru Afganistan. Copiii lui Dumnezeu, creștinii, continuă să fie vânați, dacă permiteți acest cuvânt. Umblă de la casă la casă și sunt întrebați, crezi în Iisus Hristos? N-ai cum să nu minți. N-ai cum să spui, nu cred în El. Pentru că, prin însăși, această minciună
te lași de Iisus Hristos. Ei iau foarte personal acest lucru și spun adevărul. Și în momentul ce au spus adevărul, sunt luați, decapitați, împușcați acolo, în stradă. Nu se mai discută. Și unii oameni, frați, surori, ies la întâlnire noaptea pe furiș, ca și încântarea pe care o cântăm pe furiș în miezul nopții, se duceau la închinare. Atunci era în comunism în România, acum este în Afganistan, în secolul 21. Dumnezeu să se îndure de ei. Citeam o mărturie a unei surori din Afganistan, care ajunge cu oarecare fel până aici, prin America, prin știri secretate, că cumva le spune că o familie pentru o săptămână de zile s-a hrănit dintr-un bol de boabe de linte. Puteți da seama, dintr-un bol. Pentru o perioadă de o săptămână s-a hrănit o familie întreagă. Nu știu cum, dar e trist să auzi așa ceva. Și mulțumesc Domnului că inclusiv în acele situații Dumnezeu întărește credința și sunt un exemplu și pentru noi. De aceea, prin ceea ce avem să sărim în ajutor și dacă e nevoie financiar, să ajutăm financiar. Dacă e nevoie în rugăciune, să ne apropiem în rugăciune și să-i susținem în rugăciune, Dumnezeu să-i întărească. Amin. Aș vrea acum în timpul unei cântări să ne închinăm și cu darele noastre de bunăvoie, apoi ne vom apropia de cuvântul din această dimineață. Frați și surori, vă invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca și dând respect cuvântului Domnului, haideți să-l citim stând în picioare. Este un text mai lung, dar merită să-l ascultăm. Acest cuvânt este scris în Luca, capitolul 8, versetul 26 la 40. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 26 la 40 inclusiv. Pagina Biblia Cornilescu, 998. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 26 la 40, cuvântul Domnului spune astfel. Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți dragi, de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit. A căzut jos înaintea lui și a strigat cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, te rog să nu mă chinui. Căci Iisus poruncise Duhului Necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme.
Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustiuri. Iisus a întrebat, cum îți este numele? Legiunea, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințele, și a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de dragi. Tot norodul din ținutul gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a venit și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul, fraților. Un text neobișnuit pentru duminica dimineața, recunosc acest lucru, de obicei nu ne citim astfel de texte și astăzi dacă ne-am luat după politically correct, nu e politically correct să citim atâtea cuvinte, în special în care este folosit cuvântul drac în societate. Oamenii nu mai cred astăzi în dragi, oamenii nu mai cred astăzi în spirite rele. Suntem prea sofisticați ca să credem în așa ceva. Deci unii spun, este un text pentru studii, este un text pentru oameni care vor să studieze mai adânc și nu e pentru orice om, fiindcă nu orice om poate să accepte aceste lucruri. Totuși, fraților, îl găsesc în cuvântul Domnului și mie nu va fi rușine să vorbesc sau să predic în această dimineață despre sau asupra acestui pasaj. Biblia, Sfânta Scriptură, nu este doar o carte care să învețe pe oameni valori și reguli de aur. The Golden Rule. Valorile cele mai bune. Unii oameni au redus Sfânta Scriptură doar la valori bune. O citim din când în când, fiindcă aici se vorbește despre cum ar trebui să relaționăm unul cu altul. Aici se vorbește despre regula de aur. Ce vrei tu ca să-ți facă altul, mai întâi fă tu la alții. Regula de aur pe care o știe și o întâlnesc în toate popoarele. Și ne-au redus Sfânta Scriptură doar la o carte de reguli. Valori bune. Dar realitatea este că Sfânta Scriptură nu se oprește doar la valori bune. Sfânta Scriptură nu se oprește doar la adevărul sau la reguli de aur. Cuvântul Domnului ne-a fost oferit să ne cunoaștem pe noi. Cu alte cuvinte, să ne vedem în oglindă. Cine ar fi știut cum arătăm noi ca și oameni dacă nu ne-ar fi spus cum arătăm cineva care nu este om? Era nevoie de cineva care să ne spună sunteți cu tare, cu tare și cu tare. Dacă ai veni la mine murdar la față, din întâmplare, cu cenușă la mână și cumva te-ai șters și nu știai, ești fără oglindă. Și te duce la domnul Biden. Tu nu știi că ești murdar de cenușă, nu? Și ți se pare că ești curat. Te duci la el și el îți spune, rușine, cum ți-ai permis să intri la mine? Ești așa de murdar, ești pătat. Domnul Biden, nu sunt pătat. Eu nu sunt nimic pe fața mea. Da, dar uitați-i, și aici, și aici ești pătat, și aici ai funingină. Da, dar nu simt. Bă, nu e vorba de simțirea că ești murdar, eu îți spun că ești murdar.
Și dacă ți-ar aduce și oglindă, ar avea dreptate și ai vedea că ești murdar peste tot. Nu suntem oameni pe acest pământ, ci noi vrem să ascundem sau nu suntem interesați de cum suntem noi. Și chiar dacă cineva ne-ar spune că suntem murdari, dacă un alt om ne-ar spune că suntem murdari, am spune abia, mă minți. A fost nevoie de cineva din afara acestei lumi ca să vină aici să ne spună că nu doar suntem murdari pe față, suntem depravați spiritual. Și cuvântul Domnului ne spune cum arătăm noi dintr-o parte, ne spune din perspectiva lui Dumnezeu cum arătăm noi. Biblia ne uimește prin declarațiile ei despre starea noastră de păcat în care trăiește omul nemântuit. Ne uimim uneori și ne întrebăm cum poate fi așa ceva, cum poate un om să ajungă la o astfel de stare, și Biblia totuși ne spune, există așa ceva. Ea ne comunică Biblia originea noastră, ea ne spune scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, precum și posibilitatea de a fi mântuiți, de a fi transformați, de a fi schimbați, de a nu muri în același fel în care te-ai născut. Din fire, ne place să privim la altul, ne place să vorbim despre viciile și neajunsurile altora, fiindcă făcând așa ne simțim noi mai bine și ne batem cumva prietenos pe umăr că suntem mai avansați decât ei. Ne place să vorbim și să privim la alții dintr-o poziție mai înaltă, de sus în jos, fiindcă atunci ne simțim siguri pe noi și confortabil, gata să-i confruntăm pe toți. Biblia, când vorbește despre om, nu este interesată în confortul ei. Deloc. Biblia nu este interesată să îți spună așa de mari și pompoase lucruri încât, plecând de la biserică, să-ți spui, that's about me. Asta despre mine. Și ei pot să trăiesc în păcat. Nu. Biblia, dacă o citești și o asculți, ea te face să te simți inconfortabil să pleci de aici. Mai mult cu o mustrare a cugetului. Biblia este interesată să te trezească la realitate și să-l facă pe om să-și vadă starea lui josnică în care se află și cât de mare nevoie are de cineva care să fie în stare să smulgă din acea baltă în care se bălățește mințindu-se, dar care tot mai mult se cufundă în ea. Cineva spunea, rănește-mă cu adevărul, dar niciodată nu mă mângâia cu minciuna. Rănește-mă cu adevărul, dar niciodată nu mă mângâia cu o minciună. Oamenii vor să știe adevărul. Cu ceva ani a fost o statistică făcută în Canada în care oamenii, tineri în special, au fost întrebați de ce au ei cel mai mult nevoie atunci când privesc spre politică. Și oamenii au spus în limba engleză, someone that will tell the truth. Cineva care să spună adevărul. Just say it like it is. Spune așa cum este, nu ascunde, nu îmbrăca, nu frumusețea. Spune-mă, e adevărul? Rănește-mă cu adevăr, dar nu încerca să mă mângâi cu o minciună. Oamenii vor să știe adevărul. Chiar dacă îi va răni, ei sunt gata, dar vor să știe adevărul. Oamenii vor să știe adevărul despre starea lor. Și Hristos, prin venirea sa pe acest pământ, a arătat oamenilor și lumii întregi înfățișarea ei. Le-a arătat adevărul. Odată văzând lumea imaginea ei, a vrut să se schimbe? Nu. Aduceți aminte? Hristos spune, a venit lumina în lume și dintr-o dată ce a venit lumina în lume, oamenii au lăsat întunericul și au alergat spre lumină. Nu spune asta. Au iubit mai mult întunericul. Hristos a venit pe acest pământ, le-a spus omului, i-a arătat imaginea, ne-a lăsat în Sfânta Scriptură și omul a spus, you know what? Eu vreau să fiu cu starea mea de dinainte. Oamenii vor adevărul, dar nu sunt gata să accepte adevărul totdeauna. Arthur Schopenhauer spunea, tot adevărul trece prin trei etape. Mai întâi este ridiculizat, apoi se opune violent, apoi este acceptat ca fiind de la sine evident. Observați? Cam la fel am făcut și noi.
Mai întâi l-am ridiculizat când am zis, cum acest cuvânt să spun așa ceva despre noi? Îl ridiculizăm, îl bagiocorim. Na, nu-i despre noi asta. Apoi, din cauza că vine acest adevăr, pătrunde în subconștientul nostru, încercăm să ne opunem violent prin el. Să ne opunem violent ca și țări, ca și națiuni împotriva cuvântului. Dar apoi știi ce? L-acceptă ca pe un lucru self-evident, de la sine evident. Fraților, în fața noastră în această dimineață stă un pasaj care ne este oferit ca și o ilustrație plastică a celui nesalvat. Ca o ilustrație plastică a omului nesalvat. Cum arată un om care este nemântuit, nesalvat. Versetele 26 la 30. A venit cu corabia în ținutul chergesenilor care este în dreptul Galileei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit. A căzut jos înaintea lui și a strigat cu glas tare, ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, te rog, nu mă chinui. Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustiu. Iisus l-a întrebat, cum ți este numele? Legiunea, a răspuns el, pentru că intraseră mulți dragi în el. Dacă are omenirea astăzi nevoie de ceva, pe lângă pace, pe lângă liniște, omul are nevoie de o privire sinceră spre sine, dar nu prin oglinda ideologiilor, nu prin prisma altor scrieri care îți îmbunătățesc imaginea ta personală, ci dacă are omul astăzi nevoie de ceva, este o privire sinceră spre sine prin prisma cuvântului adevărului. Amen. Toți avem nevoie de astfel, de o testare. Și dacă oamenii s-ar testa, dacă s-ar privi și ar accepta cuvântul Domnului și perspectiva pe care îl spune Hristos despre ei, vreau să vă spun, cred că este la superlativ, toate războaiele s-ar opri. Pentru că unii, în loc să se confrunte cu altcineva, s-ar uita ce război este în ei. Dar dacă oamenii ar lua războiul din sufletul lor așa de în serios, cum se întâmplă în lume? Hristos a întrebat pe ucenici, cine spunea lumea că este El, vă aduceți aminte cine spune lumea că sunt eu, unul a spus că este Elie, altul a spus că este Ioan, Botezătorul, unul alta. Frați și surori, ce ar fi să-L întrebăm pe Hristos cum arată lumea în ochii Lui? Bună întrebare. Și dacă El ar avea posibilitatea să răspundă, El în primul rând ar spune că lumea este goală. E o lume goală. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină, versetul 27. De multă vreme nu se îmbrăca în haină. Vă întreb, fiindcă știți, cine a făcut prima haină și de ce? Cine a făcut-o? Dumnezeu a făcut prima haină. De ce? Dumnezeu a făcut prima haină cu scopul de a acoperi pe om. Nu fiindcă era frig omului, mă las că îți fac o îmbrăcăminte călduță și te pun pe spate. Nu, Dumnezeu nu îi face haina fiindcă era frig omului, ci omului îi era mare rușine, fiindcă, spune Biblia motivul, fiindcă era gol. Până atunci n-au avut rușine de faptul că sunt goi, dar după ce au cunoscut binele și răul, au văzut, li s-a luat acea peliță pe care le promise satana, șarpele lor, că vor fi ca și Dumnezeu, vor cunoaște binele și răul și acum sunt în stare să cunoască binele și răul. Și despre ei
au realizat că sunt goi și goliciunea asta le-a provocat rușine și rușinea în final le-a provocat ascunzătoare. Ei s-au ascuns. Goliciunea amestecată cu rușine îl ținea distant de Dumnezeu. Goliciunea și rușinea amestecată îl ținea distant pe om, pe Adam și pe Eva de Dumnezeu. Când vine Dumnezeu în răcoarea dimineții în grădina Eden, strigă Adam, Adam! Adam nu-i! Adam unde-i? Adam e întufeș și ascuns. De ce nu vrea Adam și cu Eva să distrugă această distanță dintre Dumnezeu și om? De ce? Fiindcă sunt goi, le rușine, goliciunea amestecată cu rușinea ține distanță dintre Dumnezeu și om. Și Dumnezeu, ca să-i apropie de sine, ca să-i scoată din acel tufiș, de acele haine pe care și le-au făcut ei în ghilimele haine, ca să-i scoată și să rupă, să distrugă acea distanță care s-a format a goliciunii și rușinilor, Dumnezeu jertfește animal și ne spune Biblia că i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva cu haine de piele doar ca să îi aibă din nou, doar ca să aibă din nou cât de cât relația cu ei, ei cu Dumnezeu și Dumnezeu cu ei. I-a îmbrăcat. Frați și surori, hainele vorbesc despre dreptitudine, conformare cu standardul lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu le-a făcut haine, dar nu le-a spus Adam și Eva, vă dau la dispoziție 24 de ore, faceți-vă hainele voastre, pentru că vreau să am relație cu voi, oameni buni. Nu, nu, nu. Dumnezeu a spus, iată hainele pe care eu vi le voi da. Și a dat haine de piele, după standardul lui. Cei care se supun acestui standard pe care Dumnezeu îl dă, sunt îmbrăcați cu adevărat, frații și surori. Merg, într-adevăr, este spiritualizat. Dar cei care se supun acestui standard, acestor cerințe din Sfânta Scriptură, sunt îmbrăcați cu adevărat. Dar mă întreb, în ce? În ce? Apostolul Pavel de două ori în scrierile sale vorbește, folosește acest cuvânt, îmbrăcați. Prima oară în Efeseni capitolul 4, versetul 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Omul vrea să știe adevărul. Da, omul vrea să știe starea adevărată despre el. Realitatea este că nu va accepta. Dar asta deja este lucrarea Duhului Sfânt pentru a-l confrunta pe om să accepte acest adevăr care în final îl va îmbrăca în neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Apoi Pavel, tot el, scrie celor din Colose în capitolul 3, versetul 9 la 10, nu vă mințiți unii pe alții. Și observați, e vorba despre un verb, te-ai dezbrăcat, fiindcă v-ați dezbrăcat, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, gata, e omul vechi, e dus, voi v-ați dezbrăcat de el. Și suntem goi după ce ne-am dezbrăcat de omul vechi? Nu, Pavel continuă și spune în versetul 10, și v-ați îmbrăcat omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Observați apropierea de Dumnezeu? Deja nu e o simplă îmbrăcăminte de piele după standardul lui Dumnezeu ca să aibă o relație cu el, ci această îmbrăcăminte cu omul cel nou care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut, adică apropierea așa de aproape de Hristos, încât această îmbrăcăminte ne face să ne asemănăm, să arătăm ca și Iisus Hristos. Amin. Nu doar o simplă relație din grădina Eden, ci o asemănare. Intenția lui Dumnezeu este ca omul să fie îmbrăcat. Și îmbrăcat nu cu orice haină, ci îmbrăcat după standardul lui. Și pot fi oamenii îmbrăcați după standardul lui, frate și sor, și cu hainele lui, atunci când omul se supune lui Dumnezeu și se proșterne la crucea lui Hristos și vine cu pocăință și umilință, omul este atunci îmbrăcat în acea haină despre care vorbește Pavel în Coloseni, în capitolul 3, versetul 10, într-o haină care te face tot mai asemător chipul Fiului lui Dumnezeu.
Cei nesalvați nu au aceste lucruri, cu părere de rău. Și nu ca să arăt cu degetul. Uitați-vă la ce avem noi și la ce nu aveți voi. Sau ce vă lipsește vouă. Nu, 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 acest lucru ar trebui să ne doară. Apropo, noi am fost cândva acolo. Noi tot am fost goi. Cei nesalvați nu au. Nu au această dreptitudine înaintea lui Dumnezeu. Să citim Romani, capitolul 3, versetul 10 la 14 și spune astfel, după cum este scris și observați despre care dreptitudine vorbește Dumnezeu, despre ce au acum oamenii nesalvați. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netremnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Cât legea lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbele lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gramnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii, chiar dacă o vor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea lor. Așa arată un om care nu este îmbrăcat în haina lui Dumnezeu. Un om care este gol. Gol. Îi lipsește un demon. Isaia 64:6 în Vechiul Testament spune, toți am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre, pe care noi credem că sunt bune, nu, noi facem, suntem foarte grabnici la a scrie un cec, la a ajuta, la a ridica o cutie, la o duce, la o bătrânică să treacă strada sau și așa mai departe. Toate faptele noastre bune, pe care credem noi că sunt bune, sunt ca o haină mânjită. Toți suntem mofileți ca o frunză și nelegiile noastre ne iau ca vântul. Oameni care scoi, oameni care nu sunt mântuiți, suntem goi înaintea lui Dumnezeu și nimic nu ne poate, nu este în stare să ne acopere lucrurile pe care tocmai le-am auzit. Nimic nu este în stare. Citiți acasă încurată Romani, capitolul 3, versetul 10 la 14. Realitatea despre starea omului. Cine ar vrea să nu fie acoperit cu când să spun atâtea lucruri? Că sub limba lor este venin de aspidă. Că nimic nu este bun în ei. Oamenii știu de lucrul ăsta și vor să le ascundă, vor să îmbrace acest lucru. O filozofie, cu ideologie, cu gânduri care cred că le vor rezolva. Omul vrea să ascundă. Observați, omul vrea să ascundă aceste lucruri, dar nu este în stare nicio haină să o ascundă. O haină omenească. Omul vrea să ascundă. Nu poate, nu este în stare să acopere lucrurile pe care tocmai le-am auzit spuse de Pavel și de Isaia. Și dacă am încercat, prin însă și faptul că am dorit să le ascundem, să le acoperim, ar dovedi că ne este rușine și nu putem scăpa de ele și le acoperim, fiindcă nu vrem alții să le cunoască. Este self-evident, este de la sine evident, prin faptul că oamenii acoperă, dau dovadă că au aceste lucruri de care simt nevoia că trebuie să scape, dar nu fiind la Hristos, fenomenal, nu fiind la Hristos, ci își caută a lor soluție. Cei goi, cei nemântuiți, nu au viață de la Dumnezeu. Observați ce spune Pavel în Efeseni 2:1. Și acest lucru ne amintește și despre noi, fiindcă am spus noi. Ne putem regăsi în aceste pasaje, în Romani, în Isaia, în Efeseni. Noi am fost acolo. Mulțumire fie aduse Domnului când ne-a scos, ne-a strămutat de acolo, pe stânga care este El. Voi erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre. Voi erați morți. Observați, goi, morți și apoi fără speranță în Dumnezeu. Efeseni 2:12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept
de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Lipsiți! Lipsiți de orice perspectivă. Și oamenii astăzi știu acest lucru. O, în adâncul inimii, în adâncul inimii, după cel mai mare fan care l-au oamenii, am auzit istorioare din astea, unii au câștigat NFL, unii au câștigat NBA, au câștigat acel inel pe care îl joacă tocmai duminica trecută, dacă nu greșesc cineva, a jucat NFL, National Football League. Nu sunt fan, nu pricep fotbalul american, dar știu că e odată în an și cine câștigă îi se dă un inel cu diamant. Vreau să vă spun, și sume mari după ce câștigă. Am auzit istorioare că după ce acei fotbaliști enorm, bogat, după ce au câștigat acel inel și multe sume, s-au dus acasă, după tot fanul care l-au avut noaptea, s-au dus acasă și erau goi. Erau absolut goi. Nu știu ce să facă mai târziu. Le au, ok, le au. Sunt pe vârful muntelui. Dar nu-i satisface nimic. Și unii, ca să-și satisfacă acel gol, își comandau online Lamborghini, Ferrari din Italia, din alte mașini scumpe ca să umple acel gol. Și după aia tot. Le veneau mașinile, se urcau în ele, mergeau aici colea, după aia din nou acel gol pe care îi vânează. Trebuie umplut cu ceva. Haina pe care o oferă Dumnezeu omului este curățarea de acele lucruri despre care vorbește Pavel în Romani, despre care spune Isaia în Vechiul Testament. Este curățarea de acele lucruri pe care omul încearcă să le ascundă, fiindcă este rușine de ele. La fel ca și Adam și Eva. Și noi printre ei am fost, ne-am ascuns fiecare în tufișul lui și am spus, sunt aici, dar ține distanța. Sunt gol, mi-e rușine. Și Dumnezeu a spus, vreau să te îmbrac. Vreau să am din nou relația cu tine. De ce nu înțelegi? Vreau din nou să fii curat. Vreau nu doar să te îmbrac, vreau să-ți dau viață și vreau să-ți dau nădejde. E ceva mai mult. Este ceva mai mult decât 30, 80 și ceva de ani pe acest pământ. Este o veșnicie, omule. Și poți scăpa și să fii fericit aici pe pământ și o veșnicie întreagă. Nu, Hristos este Cel ce spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă? Amin. Unde e odihnă? În veșnicie? El le promite odihnă aici pe pământ. Odihnă adevărată, împlinire adevărată. Preotul spune la groapă, aici se odihnește robul Domnului, se odihnește aici în pământ. Eu vreau să mă odihnesc aici, să am odihnă pe pământ în viață, vreau să simt odihnă. Și Hristos spune, veniți la mine. Ce nefericit, frați și sori, este omul căruia îi lipsește această haină, întrucât încă este ascuns și încă e rușine. Și păcatele tot se adună și rușinea crește și crește și crește. Și omul are acea vinovăție și are acel simțământ extraordinar de rușine pe care nu-l poate duce, nu mai poate duce. Și atâția tineri de vârsta mea, de vârsta celor care sunt aici în sală, au ajuns să se sinucidă sau au fost vizitați de gândul sinuciderii. Nimeni nu vrea să recunoască acest lucru, dar în școli, în universități, sunt copii care se luptă cu gândul sinuciderii. Nu sunt împliniți, le e rușine. Dacă ar afla prietenii ce fac eu acasă, dacă ar afla părinții, unii sunt gata să se topească și din cauza că nu mai pot face acest lucru, să se sinucidă. Acesta este omul pe care Hristos vrea să-l arate. Hristos a întrebat cine spun oamenii că sunt eu. Dar Hristos ar vrea să spun, vreau să vă spun eu cine sunteți voi? Sunteți goi. Și aveți nevoie să fiți îmbrăcați, aveți nevoie să vi se dea viața veșnică și o nădejde. Apoi ni se spune în cuvântul Domnului că omul este necurat. Cât e curat blestem în fața omului modern, necurat, necurat.
Păcatul fraților nu numai că îl dezgolește pe om de dreptitudine înaintea lui Dumnezeu, nu este doar în stare să dezbrace pe om și să-l facă vizibil, gol, să arate rușinea, ci păcatul în viața omului are și puterea de a-l profana, de a-l întina, are puterea de a-l murdări pe om. Iată ce spune în Marcu, capitolul 5, versetul 2, este același pasaj, numai că acum descris de Marcu. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat, un duh necurat, duh impur, duh pângăritor, care prin prezența sa transformă în imaginea lui spațiul în care habitează. Duhul necurat, că atunci când vine un om, transformă acea încăpere în imaginea lui. Nu facem noi așa cu casele noastre? Dacă mă duc în casele voastre, nu toți veți avea pereții vopsiți ca la mine acasă. Sau nu toți veți avea mobila care o am eu acasă. Fiindcă stilul este diferit. Eu am un stil, chiar eu și Valentina avem stil. Ei îi place mult mai modern, mie îmi place mult mai vechi. Mie îmi place lucrurile vechi, vintage. Ei nu. Ei pătrețoase toate să fie. Mă duc la voi, e altfel de stil. Ne facem case noastre după felul nostru. Oare nu face la fel și un duh? Un duh necurat? Așa face. Când intră într-un om, își aduce anturajul lui, felul lui, își înfrumusețează în mod negativ încăperea după imaginea lui. Și dacă e necurat, și dacă e necurat duhul, tot spațiul va fi necurat. Și exact acest lucru s-a întâmplat cu acest om sărac. Psalmul 14, 2 la 3, Domnul se uită de la înălțimea cerului peste fiii oamenilor să vadă dacă este, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Observați ce face Dumnezeu zilnic, scanează pământul ca să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, asta este concluzia lui Dumnezeu după ce scanează tot pământul. Dar toți s-au rătăcit și toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Oare ce ar putea produce în om lipsa priceperei? Oare ce ar putea produce în om lipsa rătăcirea, ticăloșia, lipsa de dorințe de a face binele, lucrurile elementar, să faci bine, ce noi învățăm copiii noștri? Dumnezeu când scanează pe pământul zice, nu s-a asta, lipsesc de pe pământ lucrurile astea. Și apare o întrebare logică. Ce face sau cine este interesat ca pe pământ să lipsească aceste lucruri? Și cine? Păcatul. Păcatul de care este condus fiecare din noi. Face să lipsească preceperea, adică o gândire sănătoasă, să ne rătăcim, să nu știm care este binele și răul. Oamenii astăzi nu mai știu ce este bine, ce nu este bine. Într-adevăr, nu știu dacă ceea ce se întâmplă în Ucraina și între Rusia este bine sau nu. Nimeni nu poate să spună până aici, e rău ce se întâmplă acolo. Oamenii mai știu. Cine le-a produs ticăloșie în inima omului? Lipsa de a face bine. Ne uimește acum războaiele și veștile de războaie? Da, da, ne uimesc. Dar oare câți sau pe câți te mai urmește ceea ce provoacă războiul din viețile noastre? Adică păcatul. Și aici, cred că nu prea pe mulți. Odată ce atâția oameni încă sunt fără nicio schimbare în inima lor, fără nicio dorință de a face vreo schimbare în inima lor. Isaia, capitolul 59, versetul 1 și 2. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască. Nici urechea lui prea tare ca să audă, ok, am înțeles. Nu este mâna lui prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ok, el nu este greșeala noastră, nu el este factorul care împiedică transformarea noastră. Pentru că Isaia spune, nu, el are mâna destul de puternică, brațul destul de lung, ca să ne mântuiască și urechea lui aude 100% good.
Adică din la El nu este niciun obstacol. Întrebare logică? Atunci, dar cine ne împiedică schimbarea noastră? Iată ce spune Isaia. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru? Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică ca să vă asculte. Și versetul 12 apoi spune, căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi. Și observați lucrul pe care spune Isaia. Și ne cunoaștem nelegiurile noastre. Și ne cunoaștem nelegiurile noastre. Și fiindcă ne cunoaștem nelegiurile noastre, ne vânează pe noi și încercăm să fugim de ele și ne ascundem în tufișurile noastre și stăm acolo. Toate aceste lucruri sunt provocate de păcat. În Vechiul Testament citim cuvintele din Geneza, capitolul 6, versetul 12, țineți minte atunci când Dumnezeu, pe timpul lui Noe, privește spre pământ și spune, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Când Dumnezeu a privit spre pământ din nou, Dumnezeu a scanat pământul pe timpul lui Noe. Deja nu pe timpul psalmistului David, ci pe timpul lui Noe. În urma cercetării deosebite, a văzut că pământul este stricat. Stricat. Ce înseamnă stricat, fașistrul? Bă, prea multe cuvinte nu pot să spun despre stricat. Trebuie să uităm în original. Și acolo este cuvântul șahat, care de nou, multe lucruri nu ne spun. Dar înseamnă ruinat. Dumnezeu vede un pământ ruinat, vede un pământ stricat, vede un pământ corupt. Un pământ cu oameni corupți care corup pământul. Și cred că s-are în vedere de ideea de corupt. Iată că pământul era corupt și m-am uitat în dicționarul explicativ să văd explicația cuvântului corupt și spune astfel, care se abate de la norma morală, desfrânat, depravat, stricat. Dumnezeu avea o normă morală până aici, nu peste. Până aici. Nici la dreapta, nici la stânga, pe mijloc. Și oamenii au spus, why not, să mergem peste? De ce să mergem cu nici mai la dreapta sau cu nici mai la stânga? Și asta înseamnă corupție. Când credem că putem să ne luăm volanul mâinile noastre și să mergem puțin, să facem un detur. Și oamenii nu s-au satisfăcut doar cu un simplu detur, cu un inci, oamenii au mers la 2 inci, 3 inci. Pentru că știți, ca și doza de drog, o doză micuță, toți încep drogurile cu o doză mică. Și au pus-o în venă, doza micuță, după aia nu-i mai satisface doza mică, trebuie adăugat la doza mică. Fiindcă vor o plăcere mai mare. Și apoi doza aia, a doua, deja nu-i satisfăcătoare, trebuie mărită, până când se autodistruge omul prin droguri. La fel și cu această corupere a omului. Au crezut că pot să meargă un pic, nu de distanțăm de cale. Mergem doar la câțiva pași. Și am spus, dar ce oare ce se află acolo un pic mai mult? Dar oare ce-i după dealul ăla? Și zice, exact atunci s-a întâmplat acea corupere despre care spunea Dumnezeu. Când a scanat Dumnezeu pământul, a văzut că orice făptură își stricase calea pe pământ. Au corupt, erau absolut corupți. Desfrânați, depravați, stricați. O lume care a refuzat în ruptul capului să fie îmbrăcată ca să nu mai fie goi și o lume necurată care a refuzat în ruptul capului să fie curățată, să fie eliberată de viciile care îi rodeau. Frații și surori, aceasta este imaginea omului nemântuit. Doar nu doar atât, pentru că nu doar aceste două lucruri sunt descrise aici în acest om care era îndrăcit. Sunt și alte lucruri care sunt neplăcute, dar nu sunt pentru a ne arăta imaginea noastră. Noi avem o altă imagine prin Harul Domnului. Suntem oameni mântuiți și aspirăm spre imaginea despre care vorbește Iuda în versetul 1 și 2, despre acele privilegii pe care noi le avem. Dar, frați și surori, este bine să ne amintim de unde am fost și cum arată oamenii care încă sunt în lume. Goi,
de care le este rușine inclusiv să citească Biblia. Cunosc un om, prieten, care i-am dat Biblia, i-am dat Noul Testament și a spus, nu vreau să-l citesc fiindcă mi-este frică. De ce? De lucruri care sunt scrise acolo. Oamenii nu vor să citească Biblia din cauza că odată deschisă Biblia vor ști ce trebuie să facă și unii mai bine sunt în necunoștință. Dar știți ce? Necunoștința nu înseamnă și scăparea de pedeapsă. Dumnezeu spune, eu vă voi judeca. Bazat pe ce? Bazat pe cuvântul pe care tu l-ai nesocotit. Dumnezeu va judeca acest pământ prin cuvântul său, Dumnezeu va aduce dreptate. Dar cât nu este prea târziu, merită și ar trebui să le spunem celor care încă sunt nemântuiți despre tragedia și despre coruperea care este în inima lor, că sunt necurați. Știu, sunt cuvinte grele de auzit de un om, fie creștin, fie necreștin, că este gol, că este necurat. Dar asta este adevărul. Să spunem cu smerenie, să le spunem cu lacrimi în ochi, să le spunem cu o inimă umilă, fiindcă și ei au nevoie de mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru ei Hristos a murit. Și mă rog ca Dumnezeu să întărească biserica sa și să dea îndrăzneală bisericii lui să spună acest adevăr. Amin. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu mulțumire la sfârșitul serviciului. Aș vrea să rog un frate și o soră să roage la sfârșitul serviciului pentru motivele pe care le-am anunțat în această dimineață, pentru aceste țări două, Ucraina și Rusia, pentru Afganistan, pentru cei care vor refugia în locuințele lor pe oameni din Ucraina sau din Rusia, Dumnezeu să-i întărească și Dumnezeu să binecuvânteze prin resurse familiile lor. Venim cu rugăciune înaintea Lui. Doamne, venim înaintea Ta și în această dimineață și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai pus în mintea noastră și în gândul nostru dorința ca să ne rugăm unii pentru alții. Amin, îți mulțumim. Te rog, Doamne, ca în mod special în dimineața aceasta să iei și situația lui Cosmin. Te rugăm, Doamne, bun. Venim la Tine, Doamne, și cerem că știm că Tu de fiecare dată ascultați și ai răspuns. De aceea te rugăm, Doamne, ca Tu să-ți faci și să-ți arăți slava și lucrul acesta. Te rugăm, Doamne, și pentru cei care suferă din cauza războiului, din cauza lipsei de legătură în familie. Te rugăm, Părinte bun, întărește Tu și binecuvântează Tu. Doamne, te rugăm ca Tu să-i întărești. Și în mod special, Doamne, pentru cei care sunt acolo și sunt frați de ai noștri, Doamne, te rog ca Tu să le rezolvi toate problemele. Amin. Și adu-i, Doamne, în starea în care din nou să Te laude. Amin, te rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru toți aceia care și-au pus încredere în Tine. Amin. De aceea, Doamne, venim și noi în dimineața aceasta și ne punem încredere. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne întărești. Să ne dai lumină și înțelepciune. Te rugăm. Ca să știm ce trebuie să facem. Ca să fie după voia. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vei călăuzi. Și vei fi cu noi. Amin. 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 Stăpâne, Doamne, îți mulțumim că ne-ai mântuit. Mulțumim. Și noi eram odată căzuți în greșeli și păcate. Mulțumim. Slavă Ție, îți mulțumim. Lăudați să fie numele Tău. Noi suntem justificați prin credință. Mulțumim, Doamne. Îți mulțumim tare, Doamne. Te rugăm să ai milă de cei din familiile noastre. Amin. Te rugăm, Doamne, să se lucrează la inimile lor. Te rugăm, Doamne, venim la Tine și cerem ca Tu să izbăvești pe cei care încă se bălățesc în păcat. Cred că vor scăpa, să ascundă acest păcat pe alte lucruri, fapte bune sau orice. Este imposibil. Ar fi de Doamne, să se scăpa. Te rugăm, Părinte, îndură-te de frațe și surorile noastre și îți mulțumesc că Tu vei lucra. Amin. Ai milă de femei și de fete. Te rugăm. Numai Tu vezi din înalt un cer. Așa, Doamne, să îți mulțumesc. Te doare pe Tine inima și pe noi ne doare așa cât putem noi. De aceea Te rugăm. Intervină, Doamne. Te rugăm. Intervină din milă, Doamne. Da, și îți povește și situația din mine. Amin.
îți mulțumim, și chiar lumea bătrână de acolo, Doamne, descoperă-te și lor să cunoască dragostea ta. Ai bine și de frații din Ucraina. Te rugăm, Doamne, să îți mulțumim. În alte țări, ca și noi oameni care n-ar face rău și care nu doresc rău în semene lor. Dar să te prieși la mijloc. Doamne, ai milă! Te rugăm, Părinte drag, îndură-te tu și eu, că ești tu mânia cea care să te poți să înțepe. Cu fugarea aceștia și în România și în Moldova și pe unde se duc ei. Te rugăm, ai milă, Doamne, că situația lui simplă. Tu știi asta, știu că datorită păcatelor tu mă încătui lucrurile și viața noastră. Dar tot tu îți pui că faci în alea și tot tu o vizi. Amin, mulțumim pentru promisiune. De neînțelegerile care sunt între ei. Să mulțumim că vei lucra în felul care tu știi. Amin. Și noi să ne deschidem buzunarul și să facem ce putem noi în situația aceasta. Luminează-le și pe noi și pe frații noștri de trebuie. Te rog, îndură-te, Doamne, ascultă-mă și pentru botnii. Te rugăm, Doamne Iisus, să venim pe noi. A fost un cuvânt de partea ta și noi o prorocie din mintea unui om. Doamne, te rog să nimicești puterea ta. Te rugăm, Părinte. Eu mă rog să fiu un slujitor al tău, să fiu un om care răspândește Evanghelia. Amin. Tatăl cu și un fiu. Îți mulțumesc, Doamne Iisus, că tu ai lucrat în viața lui și în viața lui. Lăudăm în mântru și îți mulțumim pe noi. Suntem mai trăi, suntem cecuiți cu jertfa Domnului Iisus. Apără-ne tu. Amin. Noi și copiilor noștri din neam în neam, ca să vestim bunătatea ta, Doamne. Îți spunem și altora ce mare și minunat Dumnezeu, amin. Nu pentru alți copii. Îți mulțumim că tu vei lucra, după cum știi tu. Și noi îți mulțumim deja. Amin. Amin. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi, poate să facă mai nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam și în vecii vecilor. Amin. Amin. Iubită biserică, aș vrea să las acest verset care este scris în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, se referă la noi toți. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, amin, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Fiindcă ai păzit cuvântul meu, te voi păzi și eu. Paza lui vine ca și efect atunci când noi păzim cuvântul lui. De aceea să ne încredem în El și să păzim cuvântul Lui, amin, cu credincioșie și El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.